Universitatea Spiru Haret. România este situată în Europa sud-estică, în regiunea Mării Negre. România este o țară în curs de dezvoltare, membră NATO din anul 2004 și a Uniunii Europene din anul 2007. Locuitorii săi sunt români și vorbesc limba română, o limbă de origine latină. În România, învățământul superior este similar celui din spațiul european. București este cel mai mare oraș din România, fiind și centrul vieții culturale, de afaceri, educație și presă. București este așezat în partea de sud-est a țării, fiind străbătut de râul Dâmbovița. Menționat în documente oficiale pentru prima dată în anul 1459, orașul a devenit capitala României în anul 1862. Bucureștiul este bogat în locuri memorabile care îndeamnă la vizite turistice și culturale. Centrul vechi al orașului se află printre cele mai cunoscute locuri de relaxare și petrecere a timpului liber. Universitatea Spiru Haret este o instituție particulară prestigioasă de învățământ superior din România, care dorește să pregătească, să îndrume și să formeze specialiști competenți, cu simț antreprenorial, cu deschidere internațională, cu simț de responsabilitate socială, manageri care gândesc la scară globală și lideri ce vor face față cu succes tuturor provocărilor societății. Numele său este legat de cel al memoriei și contribuției fundamentale a profesorului Spiru Haret în construirea sistemului modern de educație din România. Fiecare universitate să fie un centru împrejurul căruia să se grupeze o activitate științifică cât mai întinsă, să fie o tribună de pe care știința înaltă să fie expusă în toată libertatea, condiție esențială pentru libera ei dezvoltare. Spiru Haret. Universitatea Spiru Haret le oferă studenților săi oportunitatea de a obține o experiență academică și profesională recunoscută în lume, posibilitatea de conectare la rețeaua de reprezentanți din industrie, afaceri și media, posibilitatea de a participa la programe de schimb de experiență. Crezul nostru de predare, centrat numai pe student, ne-a permis să creăm un mediu eficient și de stimulare a învățării. Pentru excelență. Programele educaționale. 24 de facultăți, 70 de programe de studii de licență predate în limba română și un program de studii predat integral în limba engleză la Facultatea de Arhitectură, 40 de programe de studii de master în următoarele domenii. Contabilitate. Facultatea de Contabilitate și Management Financiar. Arhitectură. Facultatea de Arhitectură. Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică. Științe Economice, Facultatea de Marketing și Afaceri Internaționale. Finanțe și Bănci, Facultatea de Finanțe și Bănci. Geografie, Facultatea de Geografie. Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Kinetoterapie, Educație Fizică și Sport, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Relații Internaționale, Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene. Limbă și Literatură, Facultatea de Litere. Drept și Administrație Publică, Facultatea de Drept și Administrație Publică. Management. Marketing, Facultatea de Marketing și Afaceri Internaționale. Matematică și Tehnologia Informației, Facultatea de Matematică și Informatică. Muzică, Facultatea de Arte. Psihologie, Științele Educației, Pedagogia Educației, Facultatea de Psihologie și Sociologie. Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Medicină Veterinară, Facultatea de Medicină Veterinară. Puncte de interes.
Universitatea Spiru Haret este o instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a Sistemului Național de Învățământ din anul 1991, conform legii numărul 443 din 5 iulie 2002. Universitatea Spiru Haret a primit din partea Aracis calificativul de încredere, numărându-se printre universitățile prestigioase din țară. Autonomia academică și proprietatea privată a Universității Spiru Haret sunt garantate prin Constituție. Universitatea Spiru Haret oferă pregătire la nivel de licență și master, în conformitate cu prevederile legislației românești și europene, a celor menționate de Carta de la Bologna și Magna Carta Universitatum, la care este afiliată. Oferind un tip de educație antreprenorial centrat pe interesele studenților, Universitatea Spiru Haret a făcut investiții considerabile în toate centrele sale teritoriale pentru a oferi atât studenților cât și cadrelor didactice cele mai bune condiții de lucru. Clădirile Universității Spiru Haret din București. Constanța. Câmpul Lung Mușcel, Craiova, Brașov și Râmnicu-Vâlcea sunt dotate la standarde europene și oferă toate facilitățile pentru predare și învățare, cercetare, activități culturale, educaționale și sportive. Universitatea are 108 săli de curs, 480 de săli de seminar, peste 130 de laboratoare, 19 biblioteci cu peste 150.000 de volume și 21 de săli de lectură. Căminele studențești din București au peste 800 de locuri de cazare. Universitatea oferă studenților săi condiții deosebite pentru practicarea sporturilor în cadrul complexului sportiv propriu, care include un stadion cu 10.000 de locuri, terenuri de fotbal, tenis, volei, handbal și basket. Studenții și masteranzii au acces la următoarele resurse. Platforma de învățare online Blackboard, susținută de o infrastructură adecvată și calculatoare de ultimă generație. Canal de televiziune TVH, post de radio HFM, reducere de 30% pentru cărți, manuale, culegeri, tratate, editate și tipărite la Universitatea Spiru Haret, bibliotecă virtuală generoasă cu titluri în limba română și limbi străine, publicații săptămânale cum ar fi Opinia Națională, distribuită gratuit atât în format tradițional cât și online către licee, universități și alte persoane interesate. În fiecare an sunt editate analele Universității Spiru Haret pentru fiecare facultate, precum și Journal of Economic Development, Environment and People, publicație online recunoscută și menționată în diverse baze de date internaționale. În anul 2014, Universitatea Spiru Haret a fost evaluată de Agenția Română de Asigurare a Calității, Aracis, și a fost acordat calificativul de încredere. Asociația Europeană a Universităților a efectuat o altă evaluare de tip european, în urma căreia a prezentat un raport excelent. Parteneriate internaționale. Universitatea Spiru Haret a semnat acorduri internaționale cu peste 50 de universități din lume și a încheiat peste 45 de parteneriate Erasmus. Aceste contracte includ schimburi de cadre didactice, cercetători și studenți și fac referiri la seminarii, cursuri și conferințe, proiecte comune de cercetare, schimburi de publicații. Programele de mobilitate pentru studenți funcționează deja de câțiva ani, bazate pe contracte bilaterale semnate între Universitatea Spiru Haret și instituții de învățământ superior din Europa. Rezultatele sale au dus la atribuirea Cartei Erasmus pentru Învățământ Superior pentru 2014-2020 din partea Uniunii Europene. Programele Erasmus contribuie la o mai mare diversitate în educație, fiind un cadru perfect pentru înțelegere multiculturală. Numărul de studenți străini din universitatea noastră crește în fiecare an, iar majoritatea consideră că învățarea limbii române este un avantaj pentru viitorul lor profesional și integrarea în mediul european.
Acesta a fost și motivul pentru care USH oferă cursuri de limbă română online adresate tuturor străinilor care doresc să se înscrie la Universitatea Spiru Haret. Universitatea Spiru Haret este membra Centrului Cultural Român-Arab, cu ajutorul căruia a deschis prima bibliotecă român-arabă din București. Universitatea Spiru Haret oferă seriozitate academică și noutate în informații, pertinente oricăror programe de studii remarcabile. Universitatea noastră a încheiat numeroase colaborări cu alte instituții similare din România și din lume, precum și cu comunități de afaceri și media, făcându-și un scop de a servi cel mai bine interesele societății. Universitatea Spiru Haret are și propriul Institut Central de Cercetare Științifică, ale cărui activități se concentrează pe îmbunătățirea cercetării multidisciplinare, facilitarea participării în programe și rețele de cercetare naționale și internaționale, furnizarea de servicii specifice către diversi beneficiari, îmbunătățirea vizibilității publicațiilor universității, oferirea de finanțare constantă, creșterea vizibilității internaționale printr-o statură academică de excelență, dezvoltarea de competențe suplimentare în comunitatea studențească și sprijinirea parteneriatelor publice-private pentru rezolvarea problemelor curente. Cercetarea în cadrul Universității Spiru Haret este orientată către următoarele domenii: științe umaniste, științe sociale și economice, arte și arhitectură, științele naturii. Activitatea de cercetare este finanțată și asigurată din fonduri proprii, precum și din fonduri europene, structurale, POSDRU, 14 proiecte, Fundația de Știință Europeană prin programul COST 5, Uniunea Europeană prin programul CADRU 7.1. 15 proiecte derulate în prezent sunt finanțate din fonduri europene și românești. Până în prezent, Universitatea a accesat deja fonduri în valoare de 21 de milioane de euro. Resurse umane, excelență în cercetare. Universitatea Spiru Haret este prima universitate din România căreia i s-a acordat logo-ul de excelență în cercetare de către Comisia Europeană. În anul 2011, Universitatea Spiru Haret a avut acces la Carta Europeană a Cercetărilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor prin intermediul Institutului Central de Cercetare. Studenți străini. Dedicată misiunii și obiectivelor sale, Universitatea Spiru Haret a adoptat pe deplin și face eforturi substanțiale pentru internaționalizarea învățământului superior, îmbunătățind și adăugând la planul de învățământ un conținut internațional, pregătind programe de licență și master cu predare în limba engleză, încheind contracte de colaborare. România oferă un cadru ideal pentru învățământul superior, devenind astfel un centru major internațional de educație care atrage cadre didactice și studenți din întreaga lume. Într-o epocă de schimbări majore privind finanțarea învățământului superior din România și din Uniunea Europeană, un rol vital revine ofertelor filantropice. Universitatea Spiru Haret caută direcții noi pentru diversificarea resurselor de venit. De aceea, strategia sa este concentrată pe educație pentru viață și societate. Miza noastră este mare: să asigure viitorul universității și să ofere o bază durabilă cadrelor didactice și studenților noștri. O comunitate academică talentată, inovatoare, trebuie să lărgească impactul activităților noastre pentru generațiile viitoare. Faceți o alegere înțeleaptă!